Capitolul 6. Epidemia de sinucideri continuă. Nora Șolcanu făcu semn unui taxi. Șoferul întoarse și stopă lângă bordură. Urcă și trânti ușa puțin mai tare decât ar fi trebuit. Șoferul privi la ea peste umăr, vrut să spună, Da, ce, domnișoară, nu te-ai mai urcat niciodată într-o mașină?" Însă, cucerit de farmecul ei, renunță. Nora schiță un zâmbet, zâmbetul cu care așa se lăuda ea, de Dădea gata orice bărbat, numai că de data aceasta fu mai curând un fel de crispare reflexa mușchiului din colțul stâng al gurii. Era atât de necăjită încât nu se miră că nu izbutise să zâmbească. Unde vă duc, domnișoar? Mă lași la arcul de triumf. Se gemuin colțul ei, furată de gândurile care o nelinișteau, care o înspăimântau. Din când în când șoferul se uita la ea prin retrovizor și de fiecare dată, impresionat de frumusețea ei carnală, exclama entuziasmat în gând. E dată dracului de frumoasă! Era ispitit să intre în vorbă cu ea, dar nu îndrăznea, nu fiindcă nora îi crea complexe, ci fiindcă o vedea necăjită. Neputându-se hotărâ, mergea încet ca un șofer amator urcat la volan după primele lecții teoretice. Dar oricât de încet mergea, ajunseră la arcul de triumf mai înainte de a se putea hotărâ să intre în vorbă cu ea. Merg mai departe, domnișoară?" Nu, nu, cobor aici, da, aici." Răspunse parcă buimăcită încă de gândurile care o se până în clipa aceea. Mergeți în parc? Da, ce te privește pe dumneata?" Îl repezia fulgerându-l cu privirea. Nu v-am întrebat cu vreo intenție a domnișoară," se scuză el. M-am gândit așa, dacă aveți de gând să rămâneți vreo oră în parc după aceea, v-aș putea duce tot eu în oraș, fiindcă atunci am să am din nou drum încoace." Nu, mulțumesc. La întoarcere am să iau trolei buzul. Trânti portiera și porni în direcția casei, scânteii, grăbită, foarte grăbită. Dar numai după câțiva pași se opri și numără băncile pe care le depășise, cu toate patru la număr. Merse mai departe. Banca a cincea, a șasea, a șaptea. Când fu în dreptul celei de-a zecea, se grăbi să se așeze. În sfârșit, ajunsese. Și încă la timp. Se uită la ceas, Era orele 11. La orele 11 trebuia să se găsească neapărat pe banca a 10 -a, începând numărătoarea de la Arcul de Triunf. Trebuise? În definitiv, de ce trebuise? Inima a început să-i bate mai tare ca de obicei. În definitiv, ce s-a întâmplat de dimineață și până în clipa de față? Se trezise la ora obișnuită, dar, contrar obiceiului, nu sărise imediat din așternut. Rămăsese să le nevească măcar un minut. Parcă o capul, nu, poate mai curând o vagă indispoziție. Sau poate îi fusese pur și simplu lene să se ducă la birou. Se întinse, se căscase, până la urmă cu eforturi tot izbutise să se smulgă din așternut. Și în clipa când reușise această performanță, știuse, îi fusese clar că nu se va duce la birou, deși șeful o avertizase încă din ajun că va avea mult de lucru pentru ea. Parcă lucru se termină vreodată. Își spusese ca să-și facă singură curaj, nu se va face gaură în cer dacă am să lipsez și eu odată. Sunt obosită, pur și simplu obosită. Dar găsind explicația știu-se că era pur și simplu un pretext și că în realitate nu se ducea la birou fiindcă trebuia să iasă la șosea în jurul orei 11 ca să se aerisească. Să se aerisească? Dar se mai mira mirase de acest capriciu al ei. Cum naiba să se aerisească tocmai la o oră când începe zăpușa la cea mare? Răspuns nu găsise. În schimb, se simțise dintr-o dată foarte obosită. Oftând, se lungise pe un divan. Prin fereastra întredeschisă, zgomotele străzii ajungeau la ea înnăbușite și continue, asemenea huruitului unei avionete când trece pe deasupra norilor. Pe urmă, se închipuise ea însă și într-un avion, mai exact se închipuise pilotând un avion de turism și dintr-o dată îi se făcuse grață. Sărind odată în picioare, se uitase la ceas. Era ora zece și ea nici măcar tușul de dimineață nu și-l făcuse. Alergase în baie, se îmbrăcase apoi în grabă, dar oricât de mult se grăbise, nu izbutise să fie gata înainte de 11 fără un sfert. De ciudă și disperare, da, mai ales de disperare, când intrase în lift avusese la în ochi. Dumnezeule, nu voi fi la orele 11 fix pe bancă la șosea, își spusese ștergându-și lacrimile cu Batista. Avusese însă noroc, abia ieșise în stradă și găsise un taxi. Iată, era 11 și 5 minute și de 5 minute se odihnea pe bancaze. Nu aștepta pe nimeni. Era zăpușară, se încălzise și abia acum îi părea rău că nu rămăsese acasă să le nevească stând culcată pe canapea până diseară. Ce proastă inspirație avusese să plece pe o asemenea căldură! În definitiv, de ce venise? Să se aerisească! Își aminti că plânsese în lift de teamă că nu va ajunge la timp. Mai întâi se înroși, pe urmă simți că îi se face frică. Cum adică la timp? De ce a trebuit să ajung aici la orele 11? Doar nu mi-am dat întâlnire cu nimeni atunci. A trebuit să fiu aici numai din dorința de a mă erisi? Dumnezeule, ce se întâmplă cu mine? O cuprinsese frica. În definitiv, tot ceea ce făcuse de când se trezise din somn friza absurdul. Absentase de la birou, deși șeful o avertizase că va avea mult de lucru. Pe urmă își vârâse în cap că la orele 11 va trebui să fie neapărat la șosea și încă pe o anumită bancă. Da, acesta era termenul cel mai potrivit. Își vârâse în cap și gravitatea tocmai în aceasta consta. Nu cumva era pe punctul să-și piardă mințile? Va trebui să discut cu Matei. El îmi va spune dacă e cazul să consulte un specialist." Matei era prietenul ei. Nora Șolcanu fusese căsătorită, dar divorțase numai după 2 ani, adică la vârsta de 22. Cu toate că trecuseră de atunci încă șase, Nora nici nu se gândea să încerce experiența unei a doua căsătorii. Avea un prieten la care ținea într-un fel egoist, Adică ținea la el doar fiindcă datorită lui nu se mai simțea absolut singură și aceasta era suficient. Nora oftă. Îi părea rău că nu l-are pe Matei aproape să-i mărturisească tot ceea ce îi se întâmplase și să-i ceară sfatul. Matei era un om cu răbdare de îngeri și nu se plictisea niciodată să o asculte, deși ea, egoistă din calea afară, îi vorbea aproape tot timpul numai despre sine însăși dar Matei, care era medic oftalmolog, clădea acum consultații, dădea acum consultații la policlinică. Stătea pe bancă singură și se simțea părăsită și plictisită. Pe șosea era un dute vino de mașini, de autobuze și trolei buze. Deasupra capului un adevărat balet de musculițe. Se uită la ceas. Trecuse un sfert de oră. Acum ce trebuia să facă? Ce prostie! Nimic. Doar nu venise cu un anumit scop. Venise să se aerisească. E drept, aer nu prea exista, dar de vreme ce tot se afla aici, era preferabilă umbra copacilor căldurii sufocante din autobuz sau troleibuz. Va mai rămâne încă o oră. Pe urmă, ia va și avaș, tot pe sub umbra copacilor, se va duce la restaurantul Miorița. Va mânca o friptură și va goli două sticle de bere. Nu mai să aibă bere cehească Pilsen ca săptămâna trecută când fusese cu Matei. Brusc își aminti de șef. Aproape tot timpul se gândise la el, dar abia acum îl văzut de parcă l-ar fi avut în față. Șeful." Așa îi spuneau toți. Îi spunea și ea la fel. În forul ei intim ar fi vrut să-i spună octav, dar nu îi zbutea niciodată, n-a izbutit. De la început, chiar din primele clipe, el n-a fost pentru ea decât șeful. Era înalt, bine clădit, era fără îndoială un bărbat frumos. Ochii, mai ales, aveau un farmec imposibil de explicat. După părerea ei, nicio femeie nu ar rămâne impasibilă dacă ochii lui s-ar opri asupra ei, așa cum se opresc în mod obișnuit ochii bărbaților asupra femeilor. Poate, fiindcă șeful avea ochi atât de frumoși, nu aș dori să se îndrăgostească de el. Dar ochii lui erau doar în mod obiectiv frumoși, erau inaccesibil frumoși, așa cum el în întregime era inaccesibil. Șeful, chiar din prima clipă, cu sau fără voia lui, s-a comportat ca un șef. Înainte mai avusese șefi, dar aceia fuseseră șefi numai fiindcă alții mai mari decât ei îi unseseră în funcția respectivă, în niciun caz nu fuseseră plămădiți din aluatul șefilor. De fapt, de multe ori, când bătea la mașină sau când răspundea la telefoane, nora în se întrebase dacă mai exista un alt șef adevărat în afară de acela căruia era subordonată. Dimineața, când venea la birou, totdeauna la aceeași oră, șeful mirosea discret la lavandă și a tutun, a tutun din care se confecționează țigările papastratos, fiindcă șeful nu fuma decât țigări papastratos. Îi ura bună dimineața cu tonul acela amabil cu care îi vorbea totdeauna, de fapt cu același ton cu care vorbea tuturora. Nu se enerva niciodată, nu ridica niciodată tonul, niciodată nu făcea vreo observație pe care cel în culpă să o recepționeze ca atare, ci într-o asemenea formă și cu un asemenea ton, încât vinovatul rămânea cu impresia că, de fapt, îi se aduce la cunoștință o dispoziție nouă. Da, era totdeauna foarte amabil, foarte politicos, foarte uman. Dacă se întâmpla să nu mai aibă nevoie de ea, o învoia să plece mai devreme, iar dacă ea îi solicita o învoire de o oră, o lăsa liberă toată dimineața dar toate acestea se petreceau în cadrul unor relații precise, protocolare, din care motiv ea nu izbuta să-l vadă și să-l simtă altfel decât ca șef. Șeful nu glumea niciodată cu ea, nu-i adresa niciodată un cuvânt drăguț, de pildă niciodată nu-i spusese că o pieptănătură sau o roche o prindeau bine. Era într-un cuvânt șeful și poate de aceea nu izbutea să și-l închipuie de pildă acasă la el aflase că fusese căsătorit și că acum nu mai era. Dar dacă îi murise soția sau dacă divorțase de ea, nu îi zbutise să afle. Nu putea să și-l închipuie în relațiile cu alte femei, cu prietenii. Pentru ea, Octav Stratilat era un om care avea o existență reală și totdeauna aceeași, doar în limitele celor opt ore de muncă, adică de la șapte dimineața și până la orele 15, când pleca totdeauna cu aceleași cuvinte pe buze, la revedere, domnișoară! Când ușa se închidea dinapoi a lui, șeful înceta să mai existe până a doua zi dimineața. După ce pleca, intra la el în birou să verifice dacă n-a uitat ceva. De fapt, asta a fost în primele zile când a devenit secretara lui. Pe urma a continuat să facă la fel, deși ajunsese la convingerea că mai curând soarele ar începe să se miște în direcție inversă decât el, șeful, să uite ceva pe birou. Da, continua să intre în biroul lui dintr-un fel de stupidă încăpățânare că doar, doar într-o zi va găsi o hârtie uitată sau vreun obiect rătăcit în alt loc decât acolo unde șeful statornicise că trebuie să stea. De fiecare dată, privind cu uimire la fel de proaspătă în interiorul familiariei, nu-i venea să creadă de fel că cineva lucra acolo timp de opt ore. Biroul arăta nu ca la sfârșitul, și ca la începutul unei zile de muncă. Doar mirosul discret de lavandă și de țigări papastrato o străda prezența aceluia care abia plecase. Din urmă pleca și ea în ciudată că nici de data asta șeful nu uitase nimic, că totul era în perfectă ordine, la fel ca ieri, ca la altă ieri, la fel ca în celelalte zile care toate la un loc însumau doi ani. Pleca în ciudată, fiindcă se încăpățâna să creadă că dacă într-o zi va descoperi la el o cât de neînsemnată neglijență, îl va simți mai uman. La toate acestea se gândea privind absentă baletul de musculițe care evolua neobosit deasupra capului ei. Ar fi trebuit totuși să dau șefului un telefon, se mustră brusc indispusă. Sigur, dacă i-ar fi telefonat, ar fi avut prilejul să-l audă ieșindu-și din fire, enervându-se, ridicând tonul. Doamne, și ce mult ar fi vrut să se întâmple așa! O dată, măcar odată să-l vadă că-și pierde calmul că se răstește la ea, cu alte cuvinte că totuși este un om obișnuit, cu reacții pe care măcar câteodată nu și le poate controla, înfrâna. Sărut mânuțele domnișoară Nora. Nora se smulse din gânduri ca dintr-un vis când se dezlănțuie brus furtuna. În fața ei se afla un bărbat, ceva mai în vârstă, care îi surâdea, dar pe care ea nu și amintea să-l fi cunoscut vreodată. Vă cunoașteți, domnule? De bună, seară că de bună seamă că vă cunosc, domnișoară Nora. Pe mine însă, dumneavoastră m-ați uitat. Și fără să-i mai ceară voie, veni să stea și el pe bancă de-a dreapta ei. De obicei am o bună memorie vizuală. De data asta însă se pare că m-a părăsit. Domnule, nu mi-am să vă fi cunoscut vreodată. Ne-am cunoscut domnișoară. Ne-am cunoscut la doamna Ortanța. A, la doamna Ortanța. Și se înroși, fiindcă nu-i plăcea să-i se amintească de perioada când o frecventase pe doamna Ortanța. A trecut de atunci un an, așa -i? Da, un an. Da, ca să ce mult vă regretă doamna Ortanța. Serios? Și în gând trebuie să plec, bătrânul ăsta mă scoate din săritei, dă într-una cu doamna Ortansa a lui. Are și de ce, domnișoară? Credeți? Desigur că are, parcă dumneavoastră nu știți. Îmi îngădui să vă pun o întrebare, domnișoară Nora. Întrebați, domnule, nu mi-amintesc numele dumneavoastră. Podaru e numele meu, va să zic că pot să îndrăznesc. Îndrăzniți, domnule Podaru. Presupun că nu o mai vedeți pe doamna Ortanța, fiindcă v-ați certat sau din alte motive. În definitiv, este o treabă care nu mă privește. Aș fi însă curios să știu dacă participați acum la ședințele unui alt cerc sau poate ați organizat unul la dumneavoastră acasă. Chiar sunteți curios? Dragă domnișoară, mă interesează dintr-un motiv foarte personal. Nu vreau să vă flatez, dar de când ați încetat să mai frecventați cercul nostru, ședințele n-au mai fost nici pe departe atât de interesante. Știți, de mult mă bate gândul să mă retrag, dar nu cunosc al cerc. V-aș ruga, dacă eventual dumneavoastră frecventați vreunul, să mă recomandați și pe mine. Nu, domnule, nu frecventez niciun cerc, nu mă mai interesează. Cred că glumiți, domnișoară. Nu glumesc deloc. Probabil nu aveți încredere în mine. Domnule Podaru, te rog să mă crezi, nu mă mai interesează experiențele de spiritism. Dar domnișoară, se revoltă el, este pur și simplu o crimă. Dumneavoastră, tocmai dumneavoastră care sunteți un medium excelent. Doamna s-a vă pomenește cu prilejul fiecarei ședințe. Zice că niciodată n-are să mai găsească un medium ideal ca dumneavoastră. Se poate, da, v-am spus că spiritismul nu mă mai interesează. A fost ca un fel de gripă care însă mulțumesc lui Dumnezeu a trecut. Bătrânul se uită la ea neîncrezător. Realitatea însă aceasta era. O cunoscută pe Madame Ortansa la puțină vreme după ce devenise secretara șefului. O cunoscuse prin intermediul unei prietene spiritistă înfocată care făcea parte din cercul doamnei Ortansa. Prietena aceea i-a propus să asiste la o ședință, măcar din curiozitate. Acceptă. Prima ședință nu o convinse. Se converti în ziua când Madame Ortansa a descoperit la ea calități excelente de medium. Totuși, numai după câteva ședințe, renunță renunță din calcul. Se temea să nu-și piardă postul în cazul când s-ar descoperi că frecventează un cerc spiritist. Exista o totală incompatibilitate între a fi secretara șefului și a participa activ la ședința de spiritism în calitate de medium. Domnișoară Nora, îl auzi ca prin vis pe podaru, sunt mult mai în vârstă decât dumneavoastră, așa -i? Da, sunteți. Într-o zi, dacă noi muri până atunci, am să am și eu vârsta dumneavoastră. Nu încerca să mă consolați. Nu-mi pare rău cam vârsta pe care o am, credeți-mă. E o prostie să regrezi ceva care nu-ți este în putință să fie altfel. Voiam însă să spun altceva. Voiam să spun, dragă domnișoară, că fiind mult mai bătrân îmi pot permite să vă dau un sfat. Bineînțeles, domnule Podaru, bineînțeles. Ei bine, domnișoară, aflați de la mine că faceți o mare greșeală renunțând la comunicarea cu lumea cealaltă, a spiritelor, tocmai dumneavoastră care ați fost înzestrată de natură cu antene speciale dar Nora nu-l mai asculta. Bruce simți nevoia irezistibilă să plece, să se întoarcă imediat în oraș. Era o pornire la fel de imperativă ca aceea care îi mânase pașii la șosea. Și în clipa următoare, fără să-l mai asculte, fără să-i adreseze măcar un singur cuvânt, se ridică și, în ciuda căldurii sufocante, porni grăbită spre stația de autobuze. Nu mai de n ajunge prea târziu! Nu mai de n -aș ajunge prea târziu!" Își vorbi tare, neliniștită, în panică. Nu-i venea însă în minte să se întrebe. În definitiv, unde trebuia să ajungă înainte de a fi prea târziu? Nu, așa ceva nu-i dădea prin minte, terorizată, fiind de gândul că va ajunge prea târziu. Când, ajunge, când ajunse în stație, tocmai sosiseau buzul. Venea încărcat de la aeroport și abia izbuti să se urce. Efortul a adăugat căldurii aproape o slei. Un tânăr îi oferi locul și ea se simțea în așa măsură de istovită, încât nu a avut măcar putere să-i mulțumească. Încă mai înainte ca troleibuzul să ajungă la stația următoare, Nora a dormit și visă că scăpase troleibuzul, că altul întârzia să sosească în stație și că, în orice caz, atunci când își va face apariția, sigur va fi prea târziu. Prea târziu pentru ce? Curios, nu știa. Nu știa în mod conștient, știa în schimb undeva în lăuntrul ei, știa aceea care era ea, probabil cea adevărată, nu știa cealaltă secretara șefului. Ce stupid vis! Era de bună seamă în autobuz, de bună seamă o furase somnul, de bună seamă visa visul ăsta stupid, că știa doar în mod inconștient ce anume avea să fie prea târziu atunci când va veni troleibuzul. Stupid, fiindcă, de fapt, ea deja se afla în troleibuz și ca să se convingă nu avea altceva de făcut decât să deschidă ochii. Îi deschise în clipa când trolei buzul era pe punctul să oprească în stația Nikos Beloianis. Dumnezeule, da, la stația asta trebuie să coboare? O porni spre ușa cea mai apropiată, împingând și cerându -și scuze, călcând picioare și cerându i scuze, lăcrimând când o doamnă care se cu un câine mops, furioasă că este călcată pe bătătură, o făcut tâmpită și nesimțită. În sfârșit izbuti să coboare. Era toată numai o apă. Răsuflă ușurată, slavă domnului ajunsese la timp. Librăria tineretului, în dreptul căreia se afla stația, încă nu închisese pentru pauza de prânz. Intră înăuntru și ceru o cutie de plombagină. Aveau, iarăși răsuflă ușurată. Plăti și strângând la piept cutia, părăsi librăria. În dreapta imediat era un gang, nu era nimeni. Gangul întunecos mirosea mucegai. Nora, după ce se convinsese că nimeni nu o vede, scoase din cutie colile de plombagină, le făcu sul și le ascunse în poșetă. Cutia o aruncă într-o ladă cu gunoi. Acum cred că totul e în ordine, își spuse și zâmbi satisfăcută. Dacă în clipa aceea cineva ar fi auzit-o și ar fi întrebat-o ce anume e în ordine, Nora n-aș fi ce ce să răspundă, ba ar fi fost chiar foarte surprinsă că îi se pune o asemenea întrebare. Dar, fiindcă nimeni nu manifestă o asemenea curiozitate, ieși din gang. Se urcă într-un autobuz și după șase minute intra în birou la ea. Cum trecu în pragul, nările percepură mirosul discret de lavandă, mirosul discret de tutun aromat al țigărilor Papastratos. Asta însemna că șeful era dincolo. Inima a început să-i bată cu putere. De data asta sigur se supărase. O va certa, va ridica tonul intră fără să mai bată la ușă. Acesta era consemnul. Unul din cele 14 consemne pe care îi le dictase chiar din prima zi când devenise secretara lui. Vă rog să mă iertați că n-am putut. Nu e nevoie să te scuzi, domnișoară. Sunt convins că dacă n-ar fi survenit ceva cu totul neobișnuit, ai fi fost prezentă încă de dimineață. Politicos cu tonul de totdeauna. Dacă lucrarea aceea urgentă n-ați dat-o altei fete să o dactilografieze? Bineînțeles că nu. Am să rămân în continuare până o voi termina. Mulțumesc, domnișoară. Din seif scoase un dosar în care păstra manuscrisul care trebuia bătut la mașină. În câte exemplare, domnule inginer? Acesta era încă unul din cele 14 consemne. Niciodată nu mi te vei adresa cu domnule colonel sau cu tovarășe colonel. Pentru dumneavoastră nu sunt decât inginer de vreme ce ești angajată civilă. De fapt, la secția unde lucra Nora, toți erau ingineri în diferite specialități dar în trecut făceau parte din cadrele active ale armatei, în formula apelativă de politețe se specifica gradul și nu titlul academic. În patru exemplare, domnișoară, odată cu lucrarea îmi vei aduce și colile de indigo folosite. Îți atrag atenția că este vorba de o lucrare foarte confidențială. Prin foarte confidențial, șeful înțelegea strict secret. De altfel, în marea lor majoritate, tot ce bătea ea la mașină avea un caracter secret sau strict secret. Am înțeles, domnule inginer. La ora prânzului șeful pleca acasă. Mă voi reîntoarce pe la orele șase. Crezi că până atunci vei termina? În niciun caz mai înainte de șase și jumătate, domnule inginer. De data asta ați scris foarte mărunt. Un sfert de oră după ce plecă, șeful îi trimitea printr-un ostaș, șuncă, chifle, o bucată de chester, două prăjituri, două sticle de pepsi-cola. Îi era foame, încercă să mănânce, dar nu izbuti. I se făcu dintr-o dată greață, fălcile îi se contractară. Îngrămădi toată mâncarea într-un sertar al biroului ca să nu vadă șeful când avea să se întoarcă. mi greață de parcă aș fi însărcinată. Dar ea știa că nu e însărcinată. Îi era greață de emoție din cauza încordării la maximum. Ceea ce trebuia să facă nu se mai întâmplase. Dar de ce trebuia? Habar nu avea. Știa doar atât că trebuia. Trebuia, așa cum trebuise, să se ducă la șosea, să se aerisească, să plece apoi de acolo, să coboare la stația Nicos Beloianis ca să cumpere de la librăria tineretului indigo -ul. în fine, așa cum trebuise să revină la birou doar cu o oră înaintea orei prânzului. Da, trebuia, neapărat, trebuia, adică să folosească pentru cele patru exemplare pe care urma să le prezinte șefului nu trei, ci patru rânduri de indigo trei din stocul numerotat, cel de-al patrulea din tancul cumpărat de la librărie și care se afla acum la ea în poșetă. Procedând astfel, atunci când lucrarea avea să fie dactilografiată în întregime, vor exista patru exemplare bătute pe hârtie velină de cea mai bună calitate, trei rânduri de indigouri care trebuiau și ele predate, plus încă un rând pe indigoul procurat de ea și pe care îl va păstra. Și chiar așa se întâmplă. Cinci minute înainte de întoarcerea șefului, Nora ascundea în poșetă, făcându-le sul, colile de plombagină pe care se afla imprimată, filă de filă, întreaga lucrare. Ai terminat, domnișoară?" Da, domnule inginer." Mâine, desigur, te vei simți obosită. Poți să vii ceva mai târziu. Dacă, eventual, te vei simți foarte obosită, poți să absentezi toată ziua." Vă mulțumesc, domnule inginer. Bună seara, domnișoară." și își mută privirile pe prima filă dactilografiată, șeful. Totdeauna, în orice împrejurare, era și rămânea șeful. Pentru el eu nu există decât în ipostaza de secretară. Și parcă spre a se convinge, scoase oglinda din poșetă și se examinând de lung. Semăna mult cu bunica una din puținele mis România de pe vremuri. Da, era frumoasă. Arăta numai puțin obosită. Din cauza căldurii, din cauza oboselii. Când vreo oglinda din nou în poșetă, văzu surul cu plombagină. Inima îi se strânse așa cum îi se strângea când era elevă și se auzea strigată la tablă. Coborâ cu liftul. Ofițerul de serviciu o salută și ea îi zâmbi. Îi zâmbi, dar nu era convinsă că îi zâmbește efectiv și nu doar în intenție. De altfel, nici n-ar fi fost de mirare. Îi era atât de frică. Îi era cumplit de frică, deși știa că ofițerul de serviciu nu-i va controla poșeta. În stradă o aștepta Matei. Nu se gândise toată ziua la el și nici nu-i telefonase. Abia când îl văzu, simți că de mult îi lipsise și mai ales cât de necesar îi era. Matei, dragule, cum de ți-a dat prin minte să mă aștepți? Și îl îmbrățișă în plină stradă. Dar Dora, nu e pentru prima dată când te aștept. Nu, desigur, dar astăzi. Astăzi ai venit, fiindcă astăzi mai mult decât oricând am nevoie să te știu lângă mine. S-a întâmplat ceva, ora? Nimic, nimic, dar astăzi m-am simțit atât de singură. Ai avut ceva neplăceri la birou? Niciuna. Șeful a fost și astăzi la fel ca totdeauna. Șef. Ca să ajungă acasă la ea, trebuiau să traverseze un scoar. Poate fiindcă amenința să plouă, toate cele trei bănci din scoar erau libere. Să stăm puțin, Matei, parcă s-a mai răcorit puțin. Abia am ieșit dintr-o casă și nu-mi vine să intru într-alta. Are să ne apuce ploaia. Și ce dacă? ne vom adăposti la covetărie. Covetăria era la câțiva pași. De fiecare dată când se deschidea ușa, răzbătea până la ei o aromă plăcută de vanilie și un topit, specifică tuturor cofetăriilor. Nora se strânse lângă el și își culcă tâmpla pe umărul lui, închizând ochii. Ești obosită, Nora? Sunt tare obosită. Bruschi se umeziră ochii de lacrimi. Abia după câteva minute, Matei își dădu seama că plânge. Plânj, Nora? Plâng? Ce s-a întâmplat? De ce nu vrei să-mi spui? Și îi șterse ochii cu Batista, Nora îl îmbrățișa și hohoti mai tare. Nu s-a întâmplat nimic. Îți jur, Matei, că nu s-a întâmplat nimic. Totuși, șeful a fost moji cu tine? Te-a certat? Crede-mă, n-am avut niciun fel de neplăceri la birou. Totuși, ceva trebuie că s-a întâmplat. Ce, Matei, ce s-a întâmplat? Pe mine mă întreb, tu trebuie să-mi spui. Numai tu poți să știi ce anume s-a întâmplat în cazul că s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat. Se întâmplă, Matei. Ce însă nu știu. Nora, tu ești foarte surmenată. Poate crezi că sunt nebună, Matei? Cum poți vorbi așa, Nora? Sunt însă îngrijorat, neliniștit. Și tu ești neliniștit? Cum să nu fiu când văd cât ești de surmenată? A, pentru asta ești neliniștit. Vocea trăda o mare decepție. Dar pentru ce altceva, Nora? Credeam că ești și tu neliniștit așa cum sunt eu. Și tu cum ești? Sunt neliniștită, sunt neliniștită ca și când m-ar o mare primejdie, Matei. Dragă, Nora, dar e o prostie. Ce primejdie ar putea să te amenințe pe tine? Crede-mă, de vină e doar surmenajul. De ar fi adevărat, Matei. Crede-mă, alt motiv nu există. Matei, dacă ai ști, Matei, ce să știu, Nora? Că de frică mi este. De cine pentru numele lui Dumnezeu? Nu știu. Nu știu dacă de cineva sau de ceva. Zău, Matei, că nu știu. Știu doar că dacă nu te-aș iubi, nu mi-ar fi atât de frică. Poate că nu mi-ar fi frică de fel, indiferent de ce mi s-ar întâmpla. Dar, Nora, nu ți se va întâmpla nimic. Mi se va întâmpla. Nu se poate să nu mi se întâmple. Ceva foarte grav, Matei. Ceva care ne va despărți. Și eu nu vreau să te pierd, dragul meu. Nu vreau. Ajută-mă, Matei, să nu te pierd. Ajută-mă. Nora, jurăm că nu mi-a ascuns nimic. Îți jur, Matei. Atunci e simplu, Nora, te voi ajuta și numai în singurul mod care îți poate fi de folos. Te voi duce mâine la un specialist care sigur are să scoată din cap cărgăunii. Te iubesc atât de mult, dragul meu. Nu cred, Nora, că eu te iubesc mai puțin. Știu și tocmai de aceea ar fi groaznic. Ce ar fi groaznic, Nora? Să mi se întâmple ceva. Prostii, crede-mă, Nora, că sunt prostii. Câțiva strop mărunți de ploaie iudară pe față. Plouă, Matei. Să plecăm. Știi ce ți-aș propune? Să luăm masa la un restaurant cu muzică. Cred că ai nevoie de puțină destindere. Sunt foarte obosită, Matei. Foarte obosită, dum acasă. O pornire prin ploaia măruntă și deasă. Avură noroc să găsească un taxi liber, Nora locuia într-un bloc vechi din apropierea teatrului de operetă. Când ajunseră aproape de casă, îl sărută și îi spuse, Uite că am ajuns acasă!" Urc și eu, Nora. Nu, ți-am spus că sunt foarte, foarte obosită. Vino mâine, te aștept acasă. Bine, Nora, fac așa cum spui tu. Faci foarte bine. Noapte bună. Coborâ. Privi după taxiul care se îndepărta, pe urmă intră în holul blocului, chemă liftul, urcă până la etajul 3. Îl depăși, dar brusc apăsă pe butonul de oprire. Pe urmă pe acela care o cobor la parter. Fără să-i pese de ploaia care se întețise, mergând pe lângă ziduri și pe sub streșini, o porni în direcția căii Victoriei. La primul debit întâlnit în drum, cumpără un plic, împături colile de indigo folosite și le vârâ în plic. Îl lipi. Acum plicul arăta excesiv de voluminos. Plecă mai departe. Traversă cheiul și când ajunse pe calea Victoriei, coti imediat pe strada Filitii. Pe stânga, o casă cu etaj care pe din afară arăta destul de derăpănată, dar niciun caz atâta cât era în realitate pe dinăuntru. În holul strâmt cu pereții coșcovis și grasioși, o scară de lemn hodorogită urca la etaj. În dreapta, imediat lângă ușa de la intrare, se înșiruiau pe două rânduri cutiile de scrisori. În cutia care purta numele de Zanfirescu, Nora introduse plicul în care îndesase colile de indigo. După aceea plecă și, în timp ce ea se îndepărtea, parcurgând același traseu, o femeie care stătuse tot timpul în umbra unei porți de pe cealaltă parte a străzii și pe care Nora nu o observă, trecu la rândul ei strada, intră în holul casei abia părăsit de Nora, descuie cutia de scrisor și lo de acolo plicul. După aceea ieși la rândul ei în calea Victoriei. La poșta centrală intră într-o cabină telefonică și formă un număr. Soneria de apel nu apucă să sune decât o singură dată, semn că persoana de la capătul celălalt al firului aștepta să fie chemată. Alo? Eu sunt. Nepoata s-a comportat admirabil la examen. Ar fi fost de mirare dacă s-ar fi întâmplat altfel. Vin cu acei imediat cu materialul. Vin în cinci minute dacă o să găsesc un taxi. Și închise. Femeia necunoscută în posesia căreia se afla plicul cu colile de indigo avea o voce fermecătoare. Când n-or ajuns acasă, primul lucru pe care îl făcu fu să deschidă larg ambele ferestre. Acum ploua cu nădejde. Mirosea o olane ude și vaga cartofi prăjiți. Privi câteva clipe pe de deasupra acoperișurilor, pe urmă se dezbrăcă și intră în baie. Dădu drumul la duș și apare ce un vioră. Când reveni de acolo, era aproape bine dispusă. Se vârâ așternut și stinse veioza. Abia acum își aminti că nu mâncase nimic toată ziua, și se miră că totuși nu era deloc foame. Închise ochii, îi era somn. De obicei adormea ușor. De data asta, deși se simțea frântă de oboseală și de neliniște, nu izbutea să doarmă. Ca să o fure totuși somnul, începu să numere. Numără până la 5.000 și tocmai era pe punctul să doarmă, când brusc sări din pat, alergă la fereastră, o încălecă și în clipa următoare se aruncă în gol. Capitolul 7. cine i falsul cerșetor? Baltazar continua să se manifeste ca un inofensiv și original turist. Petrecea cele mai multe ore din zi la hotel, citind ziarele străine, ascultând muzică pop la aparatul său de radio marca RCA și bând schiul pe care îl aducea un boi de la hotel, al cărui nume era Dumitru, dar pe care Baltazar îl botezase Dick. Când nu trândăvea la el în cameră, făcea plimbări cu mașina în diferitele cartiere ale orașului. Îl interesa unde anumite mahalale, unde mașina lui elegantă și bine clădită, atunci când trecea, ocupa toată partea carosabilă a străzii. Și întrucât nu avea niciodată asupra sa un aparat fotografic, se părea că mahalalele Bucureștiului îl interesau doar pentru pitorescul lor. Impresia că Baltazar nu era decât un original și inofensiv turist, fu confirmată și de discreta, dar foarte minuțioasă percheziție, atât a bagajelor cât și a încăpătoarei sale limuzine. Percheziția se soltă cu un bilanț întru totul negativ spre marea dezamăgire a lui Ducu. Hotărât, după aparențe, Baltazar părea a fi un turist original care prefera canicula Bucureștiului, brizei și helioterapiei de pe litoral. Nopțile și le petrecea pe la baruri, bânduischi și amuzându-se de unul singur, nu atât de programele respectivelor baruri, de altfel mediocre și de prost gust, ci mai curând luând seama la felul cum se amuză ceilalți spectatori. În singurătatea lui, de bună seamă, deliberată, a încercat să se insinueze Margo. Margo era o fată care se bucura de o anumită notorietate în rândurile acelora care alcătuiesc fauna vieții de noaptea capitalei. Când Margo apărea într-un bar, de fiecare dată era însoțită de un străin. Xenofilia ei, în așa măsură, era cunoscută încât fusese poreclită Margo ONU, Margo Șapte Drapele sau Margo Conviețuire Pașnică înaltă, cu un păr negru atât de mat încât părea vopsit, cu ochii numai puțin negri, de ar strălucitori, ale căror pupile foarte mari păreau mărite cu atropină, Margo fusese până nu demult manechin de prezentarea modei. Avea un trup foarte frumos, dar Margo nu era nici pe departe atât de mândră de trupul ei pe cât era de picioare. Și pe drept cuvânt, a fost prima care a adoptat mini-jupa. Și aveau, desigur, dreptate aceia care susțineau că dacă ți se oferea prilejul să admiri picioarele lui Margo, abia după aceea îți dădeai seama cât de puține femei, din cele ce s-au grăbit să adopte moda fustelor batistă, au picioare cu adevărat frumoase. Margo nu numai că era o fată frumoasă, nu numai că știa să se îmbrace așa cum numai puține femei știu cu adevărat, dar pe deasupra vorbea franceza aproape curent și o rupea binișor pe englezește. Numărul turiștilor germani în creștere an de an o stimulase determinând o să ia lecții particulare ca să deprindă și această limbă. Ambiționa ca porecla, margo șapte drapele să-și o transforme în renume. Gurile rele și acestea aparțineau unor purtătoare de mini-jupe, pretindeau că dacă turismul va continua să se dezvolte în ritmul din ultimii ani, sigur că ea, margo, conviețuire pașnică, va deveni poliglotă. Pe Baltazar l-a acroșat într-o noapte la barul Atlantic, când și-a făcut apariția în local după o absență mai îndelungată și când toată lumea o credea pe litoral. Baltazar s-a lăsat acroșat ca un adolescent neajutorat și începând din noaptea aceea fură văzuți mereu împreună la restaurante și baruri în excursii cu Fordul Superb. La Brașov, la Snagov sau pe litoral, dar nu pentru mai mult de o zi sau două. Povestea aceasta dură o săptămână după care Margot se dă dubătută. Am tot timpul sentimentul că și bate joc de mine, se plânge amargo unei prietene. De fiecare dată când se uite la mine, mă privește într-un anume fel de parcă s-ar amuza teribil să o facă pe naivul. Ochii lui parcă mi spun, ți-am priceput jocul fâță și are dreptate. Față de el, nu sunt decât o fâță proastă. Toate investigațiile lui Picioruș ale colegilor săi de a dat de urma cerșetorului se dovediseră inutile. Omul intrase parcă în pământ. Dar mai mult decât dispariția lui, pe ducul intriga altceva. Faptul că niciunul din cei ce locuiau pe strada respectivă nu-și aminteau să fi văzut un cercetor cerând de pomană la intrarea în gang. Spre edificarea cititorilor, autorul reproduce mai jos dialogul dintre piciorul și persoana cea mai competentă, un pensionar care, în lipsă de altceva mai bun, își petrecea cea mai mare parte din zi, stând într-un balconaș cu vederea la stradă. Dumneavoastră care vă petreceți mai tot timpul în balconaș, Ați putea să-mi spuneți cam de cât timp s-a aciuat cerșetorul pe strada dumneavoastră? Domnule, pe strada noastră niciun cerșetor nu-și face veleatul. Nu? Nu, domnule, nu. Se spune că indivizii ăștia au un instinct al meseriei. Ori dacă este adevărat, cum vă închipuiți că un cerșetor și-ar pierde timpul să ceară de pomană tocmai pe strada noastră? Și de ce nu? Am impresia că pe strada dumneavoastră locuiesc mai mult oameni cu stare. Cu stare, da, dar zgârciți, domnule. Va să zic că dumneavoastră susțineți că acolo la intrarea în gang nu cere de pomană un cerșetor. Nu, domnule, nu. Poate nu l-ați observat dumneavoastră? Eu să nu observ, domnule, eu? Păi se întâmplă ceva pe strada asta fără să prind eu de veste? Pe semne că totuși se întâmplă de vreme ce nu l-ați băgat în seamă. Cum să-l fi observat dacă nu există? Totuși ieri l-am văzut eu cu ochii mei. Ieri n-am ieșit pe balcon, dimineața am fost la cimitir, iar de acolo la noră mea care m-a oprit la masă. Iar da, poate să o fi rătăcit vreunul. S-a convins însă repede că strada noastră nu-i un vad bun. Celelalte persoane interogate declarare de asemenea că nu aveau cunoștință de existența vreunui cerșător pe strada lor. Și totuși, în ziua când Paraschiv Pendeleanu își pusese ștrangul de gât, un cerșător ceruse de pomană la intrarea în gang. Ducule, acum e clar că tipul era cerșetor, așa cum sunt eu popă la trisfetite. Și nu era nici tare de ureche. Sub pretextul cerșitului dumnealui, asculta ce înregistrau microfoanele instalate în cele două apartamente. Este? Ipoteza aceasta, care e aproape o certitudine, încurcă și mai mult lucrurile. Al naibile mai încurcă. Tu când crezi că au fost instalate microfoanele? Cel puțin cu câteva zile mai înainte. Atunci de ce falsul cerșetor a fost trimis să asculte abia ieri, adică în ziua morții lui Paraschiv Pendeleanu? Înseamnă că acela care a instalat microfoanele n-a bănuit că Gașpar se va sinucide? Foarte probabil. Deci după opinia ta trebuie să presupunem că ieri într-unul din cele două apartamente urma să aibă loc o discuție, dar cărui conținut era foarte interesat acela care a instalat microfoanele. Urma, ai spus urma? Asta înseamnă că discuția n-a mai avut loc din cauza sinuciderii lui Gașpar? Nu e sigur, deși după toate probabilitățile se pare că da. Ar fi fost sigur dacă ar fi existat doar un singur microfon, fie acela din garsoniera lui, fie celălalt din apartamentul Matildei Grigoriu. Fiind vorba însă de două. Dar de ce două bătrâne? Îți vine minte vreun răspuns, mai băiete? Niciunul dație. Băjbăi, nimic altceva decât o băjbăială deprimantă. Dacă dă încrezarea afirmațiilor Matildei, și nu știu de ce n-am dat, ea și cu paraschiv pendelea nu erau prieteni și făceau confidențe. Atunci, de ce două microfoane? Nu pricep. Păi da, dacă erau prieteni, de ce era nevoie de două microfoane? Poate individul cu microfoanele nu știa că Paraschiv și Matilda erau prieteni? Știa, pare mai probabil. Atunci de ce ai instalat două microfoane? Iarăși. Da, iarăși, e o întrebare dacă vrei cheie. Este, nu contest. Răspunsul însă, încă nu sunt în măsură să-l dau. Din păcate, încă nu sunt în stare. Din seif, Ducu scoase la rusul. Era un exemplar nou-nouț dintr-o ultimă ediție, care așa cum prevăzuse încă, nu fusese importată. Se întâmpla acum pentru a patra oară când scotea dicționarul din dulapul metalic spre a cerceta. Deși încercările anterioare fusese infructuoase, totuși Ducu nu despera. Instinctul său, căpătat în cei aproape 20 de ani de activitate, îl avertiza că dicționarul ascundea cheia cu ajutorul căreia avea să dezlege misterul sinuciderii lui Paraschiv Pendeleanu. Răsfoise până acum de trei ore, examinând cu atenție, filă cu filă, dar totul îi se păruse a fi în perfectă ordine. Și poate că ar fi sfârșit prin a renunța să mai caute, dacă exemplarul ar fi fost unul dintre acelea care puteau fi procurate în comerț. Cum nu era, întrebarea se impunea cu necesitate. De unde îl avea paraschiv pendeleanu? Un cadou de la cineva care se călătorise recent în apus? Posibil, dar dacă nu, era singur în birou. Ducul de duse dispoziții să nu fie deranjat decât în cazul când ar fi fost căutat de general. Se instală la birou dinainte cu o ceașcă mare de cafea preparată de el însuși și înainte de a începe treaba contemplă resemnat voluminosul tom din fața sa. Avea de examinat nici mai mult, nici mai puțin 2735 de pagini. Sorbis gomotos din ceașca mare de cafea și cam fripse buzele și cerul gurii, pe urmă se puse pe treabă. Începu să examineze cu lupa fiecare filă o treabă obositoare și teribil de plicticoasă. Din acest motiv, cam la o jumătate de oră trebuia să facă o pauză. Se ridica de la birou, se plimba prin încăpere, priva câteva clipe strada, pe care lumea trecea încolo și încoace, pe urmă revenea la birou și se apuca din nou de lucru. Se scursera astfel două ore fără să fi descoperit ceva care să se justifice cât de cât. Aproape ajunsese să se convingă că și această încercare se va solda ca și precedentele cu un eșec total. Îmi pierd timpul de pomană, își spuse ducând ceașca la gură, în care însă nu mai rămăsese în afară de zaț niciun strop. Își pregăti încă o ceașcă de cafea, după care iarăși s-a plecat asupra filelor imaculate ale la rusului. Dar iată că la scurtă vreme după aceea, în timp ce examina pagina 876, observă că litera N din cuvântul Approachment suportase o foarte fină înțepătură de ac, vizibilă numai cu lupa. Inima își precipitase bătăile, fiindcă își dădea seama că era pe drumul cel bun. Pe o foaie de hârtie notă litera N și întoarse fila. Pe aceasta nu descoperi nicio înțepătură. Dar pe următoarea, litera O din cuvântul raionaj prezenta aceeași fină înțepătură de ac scrise pe foaia de hârtie și această literă. Acum chiar că nu mai avea vreo îndoială că era pe drumul cel bun. În continuare depistă și alte litere înțepate discret. Când ajunse la capătul migăloasei și obositoarei sale munci, pe foaia de hârtie pe care însemnase toate literele înțepate, citi următoarele. Nora Șolcanu, Onomasticii, 27, Paraschiv Pendeleanu, Bulevardul Rondelului 6. Ducu citi odată, de două ori, de mai multe ori, numele și adresele. Explicația, după toate probabilitățile, părea a fi următoarea. La rusul aparținuse unui spion venit de puțină vreme în țară, comisiunea de a legătura cu agenții din interior. În acest scop, însemnase în la rus, folosind metoda acum cunoscută de cititori, adresele Norei Șolcanu și a lui Paraschiv Pendeleanu. Formă numărul de telefon al lui Bogdan. Îl găsi acasă. Nu cum vă dormeai, măi, băiete?" Ce? Să dorm abia, am picat obosit și mor de foame." Mătușa Sabina n-are ceva bun pentru un găman ca de-al de mine. Nu sunt acasă băiete, ci la birou. Am studiat la rusul. Și? S-a prins ceva de tine. N-ai decât să deduci singur din cele ce am să spun. Fă un duș în fule că ceva la repezeală, pe urmă ia picioarele la spinare și du-te de află tot ceea ce poți să afli despre oarecare Nora Șolcanu. Locuiește pe strada unor mastici la numărul 27. orașul Șolcanu s-a notat. Rămâi la birou? Dacă nu mă găsești acolo, înseamnă că a survenit ceva neobișnuit și a trebuit să plec. De altfel am să-ți las vorbă. Tu ce ai făcut? Ai aflat ceva în legătură cu Matilda Grigoriu? Am să-ți povestesc. În orice caz n-am stat cu mâinile la piept. Abia apucă să pună receptorul în furcă și telefonul sună. Ducu ridică receptorul, era colonelul Rareș. Bănăilă? Ordonați tovarășe colonel. Vino puțin la mine. Două minute mai târziu, Ducu se afla în biroul colonelului. Acesta era palid și arăta puțin obosit. Nu vă simțiți bine, tovarășe colonel? Am impresia că îmi dă târcoale o gripă. Știi de ce te-am chemat? În legătură cu secretul numărul unu, cum l-ai numit dumneata. A durat cam multișor. Barem l-ați aflat? Da, se pare că la ora actuală secretul numărul unu privește apărarea națională. Cu alte cuvinte, un secret de ordin militar? Exact. Suntem în măsură să trecem la producția unui tank ale cărui caracteristici sunt superioare tuturor tankurilor aflate în dotarea oricărei almate din lume. Ducu, fără voie, se trezi fluierând admirativ. Grozav, tovarșe colonel! Printre altele, acest tank poate acționa într-un teren care a fost supus unui bombardament nuclear. Uluitor! Așa că, în cazul când teoria dumitală este valabilă, înseamnă că marele Baltazar s-a deplasat în coace ca să pună mâna pe planurile noului tank. Formidabil tank! Simți nevoia Ducu să completeze pe șeful său. Pe urmă adăugă imediat. În cazul acesta e perfect. Vom ști unde trebuie să ne concentrăm forțele, unde trebuie să-l așteptăm pe Baltazar. Dacă nu, cumva a și început să acționeze. În primul rând va trebui să nu-l pierdem din vedere pe inventator, fără îndoială că Baltazar va încerca să acționeze într-un fel sau altul asupra acestuia. Nu va putea, fiindcă inventatorul este mort. Mort? Omorât cumva? Mort, mort de moarte naturală în urma unui infarct, al treilea care i-a fost fatal. Despre cine este vorba tovarășe, colonel? Despre colonelul Colzmescu, inginer în cadrele active ale armatei, s-a apropădit la vârsta de numai 33 de ani. O mare pierdere pentru țara noastră. Cei care l-au cunoscut afirmă că avea geniu. Acum, după moartea inventatorului, cine a preluat coordonarea lucrărilor? Colonelul inginer stratilat octav de la Marele Stat Major, un ofițer foarte capabil care a colaborat cu răposatul Cosmescu, pe deasupra un om integru și devotat, cu alte cuvinte încredere de plină, absolută. Și acum, concret, să vedem ce măsuri putem lua. Timp de aproape o oră, colonelul discută cu Duc măsurile suplimentare ce trebuiau luate în vederea asigurării de pline a secretului.